la Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, că sunt printre alte construcții și chestia asta ciudată. Un nene schengiuit pe o cruce, cioplit din lemn, Iisus din Nazaret, regele iudeilor. Și că e ctitorită de Ion Șoltoianu în 2008, înainte de a-l împușca pe un om și a intrat la pușcărie. Dar de ce oare o instituție de educație de stat se laudă cu chestia asta? Ce e atât de olimpic sportiv în chestia asta? În locul lui Manolache și al ministrei educației aș scoate răstignirea asta, i-aș da-o lui Șoltoianu la închisoare.